polițistul care m-a bătut acasă în fața copilului meu de 2 ani și 7 luni, îl rugam frumos să nu mai mă bată de față cu copilul, că copilul plângea și zicea, tati, de ce plângi? Dânsul a continuat în continuare să mă lovească și m-a băgat în mașina de poliție, dându-mi câteva picioare. După aceea, după ce s-a întâmplat, la poliție, mi-au dat drumul în pijamale și în papuși de casă. La 5 dimineața m-au lăsat în fața poliției, fără niciun contact în telefon, fără nimic, fără să pot să sun pe nimeni. Dându-mi un șut în fund. Deci chiar dacă vreau să zic prima filmare.